Educația este unul dintre pilonii de bază ai unei societăți, iar investițiile în infrastructura școlară sunt poate la fel de importante ca și actul educațional în sine. La Orăștire, clădirea istorică a Liceului Tehnologic Nicolaus Olahus a fost reabilitată, modernizată și dotată cu toate cele necesare, iar săptămâna aceasta a fost inaugurată. Proiectul are o valoare de aproape 6 milioane de euro. Săptămâna aceasta a fost inaugurat corpul B al clădirii Liceului Tehnologic Nicolaus Olahus din Orăștie, după un proiect amplu de reabilitare realizat de către Primăria Municipiului Orăștie. Într-un cadru festiv, reprezentanții administrației publice locale, împreună cu cei ai școlii, au inaugurat și dat în folosință, după obținerea tuturor avizelor de funcționare, unul dintre obiectivele mari finalizate în această perioadă. Ne bucurăm că am reușit să finalizăm lucrarea, ne bucurăm că am reușit să obținem toate avizele. Lucrarea este recepționată, tocmai de aceea ea a fost predată către liceu și în cadrul unui eveniment și ne bucurăm că dascălii, cât și elevii s-au bucurat foarte mult de această investiție și vor putea beneficia de condiții mult, mult mai bune în această unitate de învățământ. Mai vreau să adaug doar faptul că corpul de clădire este în formă monument istoric, tocmai de aceea lucrările au fost de o complexitate deosebită. Prin acest proiect, înlocuindu-se toate instalațiile rețelele și realizându-se o reabilitare completă a clădirii. În cadrul acestui amplu proiect, la școala Nicolaus Olahus a fost amenajat un teren de sport modern, multifuncțional, sălile de clasă au toate mobilier nou, iar laboratoarele au fost și ele dotate cu toate cele necesare pentru desfășurarea cursurilor în cele mai bune condiții. Proiectul a fost finanțat din fonduri europene nerambursabile în cadrul programului operațional regional 2014-2020, iar valoarea acestuia a fost de peste 5,6 milioane de euro, contribuția primăriei fiind de doar 2%.